Vom deschide programul Maratonul Cărților cu imnul 221. Stau pe adevăr. Ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, venim în aceste momente să-ți mulțumim că ne-am strâns cu toții în casa ta. Îți mulțumim că ai îngăduit un nou sabat să-l petrecem în casa ta și la picioarele tale. Dorim din toată inima, Tată bun, să cobori tu cu Duhul tău ce sfânt asupra noastră, să binecuvintezi acest program și pe toți participanții, atât cei ce vor urca la amvon, cât și pe cei din sală, căci știm că toții au emoții și te rugăm să le îndepărtezi tu emoțiile și Duhul tău să-i întărească. Îți mulțumim pentru tot, că ești Dumnezeul nostru, că ești Mântuitorul nostru și Răscumpărătorul nostru și pentru toate ți-aducem laudă, slavă și închinare, de acum, dar și în veșnicii. Amin.
și m-ai salvat, Tu ești veșnic, veșnic Dumnezeu. Doamne, Cel ce vii curând pe noi, Doamne, să aduci acasă al Tău popor, o, Doamne, de Tine mult îmi este dor, Tu ești veșnic, veșnic Dumnezeu. Pacea Domnului. Pacea Domnului. E bine, începem să spunem din ce în ce mai tare acest salut, ceea ce este foarte bine, pentru că și lui Dumnezeu îi place când biserica este vie. Mai facem a treia încercare fără să ne supărăm? Pacea Domnului. Vă mulțumesc mult. Bine ați venit la programul Maratonul Cărților din acest an, ediția a doua. Mă bucur că vă văd pe majoritatea care a spus și anul trecut. Chiar și participanții în proporție foarte mare sunt cei de anul trecut. Ne bucurăm că au revenit, s-au mai adăugat și persoane noi. Înseamnă că s-a creat o legătură specială între noi și dumneavoastră și ne bucurăm pentru acest lucru. Am avut anul acesta 11 participanți care au citit intens în ultimele 30 de zile. Asta în ciuda programului aglomerat de la școală, din trafic, de la universități. Unii s-au confruntat cu probleme de sănătate, unii chiar au plecat din țară. Dar despre toate astea o să aflați amănunte pe parcursul programului. Regulamentul a fost următorul. Fiecare participant a citit o carte pe săptămână, timp de o lună. Cartea trebuia să aibă minimum 200 de pagini și să fie dintr-un domeniu religios, spiritual, dezvoltare personală sau psihologic. Punctul culminant al maratonului se va desfășura acum, în acest moment, când fiecare participant vă va prezenta cartea care l-a impresionat cel mai mult. Mulțumesc, Raluca. Și ca să ne amintim un pic cum a fost anul trecut, pentru că e frumos la început de un nou program, să vedem cum a fost și anul trecut, avem un scurt clip de câteva secunde, în care să revedem câteva imagini din programul de anul trecut. Vizionare plăcută! Asta pe scurt, ce a fost anul trecut, ce va fi anul acesta, avem o oră și ceva în care vom vedea. Raluca? George? Eu zic să începem, le-am testat destul așteptarea, pe locuri, fiți gata? Start, maraton. Încredere, dărnicie, sinceritate, respect, acceptare. V-ați dat seama ce am enumerat? Calitățile unui bun prieten. Și nu am făcut doar atât. Tocmai vi l-am prezentat în câteva cuvinte pe Bogdan Tache. Cel mai bun prieten al său este Isus. Și de la el, Bogdan învață cele mai prețioase lecții, lecții pe care ni le va împărtăși și nouă, amintindu-ne că Isus este totul. Să-l ascultăm. Iisus este totul, prietene. Nu este doar un titlu care se adresează în mod special tinerilor, ci este cartea care m-a impresionat atât de mult, încât m-a determinat să o aleg pentru maratonul cărților.
Aș dori să vorbesc despre modul în care m-a făcut să percep relația pe care toți tinerii aflați la începutul drumului lor cu Iisus ar trebui să o aibă. Am aflat despre cartea scrisă de Alejandro Buio, nu cu mult timp în urmă, mai precis acum 4 săptămâni, la botezul meu, când mai multe persoane dragi mi-au oferit această carte. Luându-mi angajamentul de a citi într-un ritm alert, fiind deja înscris la maraton, am decis să iau startul cu Iisus, căruia i-am promis că va fi cel mai bun prieten al vieții mele până la linia de finish. Încă din primele pagini am fost captivat de numeroasele experiențe relatate, iar în sufletul meu s-a născut dorința de a transforma fiecare clipă din maratonul vieții într-o cursă continuă alături de Iisus, prietenul care mă trage după el de fiecare dată când simt că nu mai pot și care mă încurajează să continui cu el prin cele mai minunate biruințe. Momentul care ilustrează cel mai bine startul pe care l-am luat la acest maraton al vieții cu Iisus este redat de autor printr-o experiență personală de la începutul vieții sale de misionar printre aborigenii tribului Campa din pădurea amazoniană. Dorind să viziteze un sat localizat la 2 ore de mers prin junglă, a realizat că pierduse poteca, iar cu fiecare încercare de a o găsi, se afunda din ce în ce mai mult în desișul pădurii. Înaintând prin necunoscut, singur, înfrigurat și dezorientat, alunecă într-o vale plină de noroi. Toată situația aceasta l-a făcut să privească înapoi la viața sa, realizând că, în ciuda botezului de la 13 ani, în pofida faptului că alesese să devină pastor, viața sa fusese lipsită de mângâierea prietenului cel mai bun, Iisus. În acea noapte, acolo, în inima junglei, ud și plin de noroi, a înțeles că era pierdut în mijlocul unei păduri amazoniene de doctrine, de norme, de legi și de teologie. Pierdut în mijlocul bisericii. Cunoștea un nume, nu o persoană. Iubea o biserică, nu pe minunatul domn al acestei biserici. Avea norme și regulamente, însă nu-l avea pe Iisus. În acele momente nu avea nevoie de norme, nu avea nevoie de doctrine. Avea nevoie de un prieten. A început să strige cu toată puterea, vocea pierdându-se în imensitatea junglei. Din întuneric însă o voce a răspuns. A auzit pași apropiindu-se, după care a văzut o siluetă. Era un indian care i-a întins mâna, l-a prins și l-a ridicat. L-a ținut ferm, nescoțând niciun sunet. Au mers un timp până la un punct unde se zărea lumină. Fericit, pastorul s-a întins lângă foi și a adormit imediat. A doua zi, întrebat cum a reușit să scape din junglă, a spus că indianul este cel care l-a salvat. Dar nimeni nu văzuse niciun indian. Era singur când a ajuns speriat și înfrigurat. Atunci, retrăgându-se, s-a plecat pe genunchi și a vorbit cu prietenul său. Doamne Iisuse, acum știu că nu ești o doctrină, ești o persoană minunată. Cum te-am fost în stare să umblu singur toată viața? Acum înțeleg de ce nu eram fericit. Lipsei tu. Vreau să te iubesc, Doamne. Vreau ca, de acum înainte, unica mea preocupare să fie aceea de a mă prinde de mâna ta prietenoasă. Vreau să te simt lângă mine. Să știu că nu ești acolo în ceruri, ci aici cu mine. Astăzi înțeleg ce îmi lipsea. Îmi lipsei tu, Iisus iubit. Amin. Cadou simbolic și o diplomă de merit pentru că ai participat la acest maraton. Felicitări! De următoarea participantă, mi-aduc aminte că stăteam undeva prin al doilea rând pe aici. Nu avea emoții, pentru că este o persoană care nu are emoții, sau cel puțin nu le afișează. Este vorba despre Denisa Stamate. Prezentarea... Nu cred că mare rost să o fac pentru că am făcut-o anul trecut și știu că a fost chiar mirată de unde am știut toate lucruri despre ea. În această seară, din cauza unor probleme de sănătate, Denisa nu poate să fie alături de noi, dar ea tot în primul rând este în primul rând în fața calculatorului și ne vede pe internet. Dragă Denisa, este momentul tău acum, numai că eu voi fi vocea, așa cum ai rugat. Voi citi eu recenzia pe care Denisa a pregătit-o pentru acest program. În primul rând vreau să spun că a citit Principii de înțelegere a Bibliei, scrise de George W. Ride și Soli alese volumele 1, 2 și 3. Recenzia pe care a pregătit-o este de la prima carte, Principii de înțelegere a Bibliei.
Fiecare cititor avid știe că de cele mai multe ori, după ce întorci ultima pagină a unei cărți care te-a captivat, simți că te desparți de un prieten drag, fie că viața ta capătă un sens nou. În cazul Bibliei, ambele sunt valabile. Pe de o parte, autorul Bibliei este prezent de fiecare dată când o deschizi. Pe de altă parte, Biblia îți dă un sens și o direcție și te păstrează pe cale, în special atunci când lucrurile nu sunt prea clare sau prea senine. Ultima pagină a Bibliei are deja ultima pagină a istoriei. Știm că finalul este unul fericit și că Dumnezeul căruia ne închinăm este victorios. Ce se întâmplă până la ultima pagină a Bibliei face însă subiectul cărții pe care am ales să o prezint astăzi. Cartea se numește Principii de înțelegere a Bibliei și constituie o serie de articole semnate de teologi adventiști puse la oaltă de coordonatorul George W. Reid, fost director al Institutului de Cercetări Biblice din Statele Unite. Probabil că pentru cineva care a învățat să citească pe Biblie, a o studia este un exercițiu facil. Pentru cineva ca mine însă, care a început să deschidă Biblia după vârsta de 20 de ani, procesul de studiere nu este unul facil deloc. După ce câțiva ani am încercat să țin pasul cu diferite metode ale altora, cartea aceasta mi-a lămurit o serie de mijloace și principii de studiu corect ale Bibliei. Îmi este greu a rezuma o carte de 390 de pagini, atât de densă și de complexă. Ce pot spune însă este că o recomand celor asemenea mie pasionați de studiu, care caută răspunsuri la întrebări profunde și ale căror răspunsuri se găsesc rareori la suprafață. De exemplu, cum aplicăm obiectiv etica biblică în lumea de azi? Cum facem distinția între o pildă și o alegorie? Cum privim relatările diferite din Evanghelii? Ce repere să avem în vedere la lectura psalmilor, a proverbelor sau a poeziei biblice? Câte aplicații poate avea o profeție clasică, dar una apocaliptică? Nu este o lectură comodă și presupune recitire temeinică și numeroase notițe pe marginea paginilor. Nu rare ori, lectura trebuie oprită pentru a face loc meditației. Merită însă investiția de o săptămână de lectură, cel puțin pentru prima lectură, deoarece cartea este un manual de studiu. Și nu doar un studiu intelectual de a descoperi voia lui Dumnezeu, ci și unul practic de a asculta de El. Denisa Stamate. Mulțumim, Denisa, pentru această recenzie. Cadoul îl vei primi cu prima ocazie când vei reveni în mijlocul nostru și până atunci vrem să te asigurăm că întreaga comunitate se roagă ca să revii, să fii din nou alături de noi. Mulțumim, Golot! Vă amintiți mica pianistă de aseară? Beatrice Ancuceanu. Pe lângă pasiunea pentru muzică, Betty iubește pictura și literatura. A citit pentru acest maraton 7 cărți. Confruntarea cu uriașii, de Alex și Stephen Kendrick. Momo, de Michael Ende. Sar peste băltoace, de Alan Marshall. Volanta, de Eric Wilson. Înger la Pincher Creek, de Mabel Tapper și Gustav Tobler. Noblețea suferinței, Sabina Wurmbrand. Și Mâine e o nouă zi, de Lucian Cristescu. Am deci toată convingerea că mica Betty va ajunge un om mare. Este confruntarea cu uriașii, cartea pe care m-am decis să o prezint acum. Este vorba despre un antrenor a unei echipe de fotbal american care face totul pentru a-și antrena elevii, dar totuși nu reușește să câștige nimic. Apoi primește un mesaj din partea unui bătrân care zice că a fost convins de Dumnezeu să-i trimită acel mesaj. El îi zice antrenorului că greșeala lui este că își antrenează elevii numai fizic, nu și psihic. Ea ar trebui să învețe și despre Dumnezeu. Într-adevăr, antrenorul face în acest fel și reușește să câștige campionatul. Următoarea carte este Volanta.
Este vorba despre un om care are o fabrică de mașini la mâna a doua. El nu reușește să aibă succes pentru că începe să-și jegmănească cumpărătorii. Următoarea este Momo. Este vorba despre o fetiță care reușește să recupereze timpul oamenilor furată de niște domni cenușii. Următoarea este Țar peste băltoace de Alan Marshall. Este vorba despre un copil care a avut paralizie și care rămâne cu un picior pe care nu poate să-l folosească timp de tot restul vieții. Copilul acela reușește să facă lucruri mari, până la urmă reușind și să călărească. Mai am Înger la Pincher Creek. Aceasta este o colecție de povești care arată că Dumnezeu încă mai intervine în viețile oamenilor când noi avem nevoie de El. Mai este și Noblețea Suferinței. Este vorba despre Sabrina Rumbrad, soția unui pastor care a trăit pe timpul comuniștilor și care ne explică cât de rău erau oamenii tratați pe vremea aceea, mai ales ea a fost evreică. Mai am și Mâine este o nouă zi. Este o carte de Lucian Cristescu despre un procuror care ajunge la închisoare deoarece a luat mită, dar după ce iese de acolo îl descoperă pe Dumnezeu și ajunge adventist. Și atât. Cu plăcere. Cu siguranță meriți acest cadou. Mulțumesc. Felicitări! La revedere! Următorul concurent a impresionat anul trecut și pot să spun că a fost prima persoană care imediat cum s-a încheiat maratonul a venit la mine și mi-a spus: anul viitor mai facem o ediție, da? Să nu aud că nu faceți o nouă ediție. Și acest lucru mi-a dat curaj și iată-ne în această seară că suntem din nou aici. Paul Popa, căci despre el este vorba, a revenit la maratonul cărților cu un nou set de cărți, printre care Mâine e o nouă zi de Lucian Cristescu, Degeaba cântă cucuveaua, tot de Lucian Cristescu, Purta de soția mea până la marginile pământului, de Kazutsoshi și Yukiko Mitsuwashi, Confruntarea cu uriașii, de Alex Kendrick și Stephen Kendrick, și Povestea vieții mele, de Clifford Goldstein. Alex s-a implicat foarte mult în organizarea și în realizarea anumitor lucruri ce se vor întâmpla în această seară și chiar a pregătit un clip prin care a vrut să-i provoace pe cât mai mulți tineri, copii, să se înscrie. Vrem să-l vedeți și dumneavoastră, durează câteva secunde și dacă tehnicul e pregătit, să-l vizionăm. Mulțumim, Paul. Vreau de asemenea să vă spun că diplomele pe care fiecare participant le primește în această seară sunt tot creația lui Paul. Îi mulțumim foarte mult și, Paul, te invităm să ne prezinți în această seară. În primul rând vreau să vă spun că maratonul acesta a fost un adevărat triatlon pentru mine. A fost într-o continuă criză de cărți, de timp și de inspirații. Parcă toate titlurile din bibliotecă se chinuiau să fie aceleași pe care le-am mai citit nu odată. Până la urmă, am descoperit 5 cărți pe care, ciudat, nu le mai citisem până atunci. Și anume,
Înfruntarea cu uriașii, povestea vieții mele, purtat de soția mea până la capătul pământului, degeaba cântă cucuveaua și mâine la nouă zi. Am să încerc să le descriu pe fiecare cât se poate de succint. Înfruntarea cu uriașii este o carte cu conținut motivațional care ne vorbește despre o echipă de fotbal american care activau la un liceu creștin numit Silo Academy. După victorii nenumărate, echipa începe să piardă. Noul antrenor le aduce însă rezolvarea problemelor într-un mod neașteptat. Îl pune în centrul atenției pe Dumnezeu. Motoul lor a devenit în curând, pierdem sau câștigăm, îl vom lăuda pe Dumnezeu. Găsindu-l pe el, viața lor se schimbă și scorul se schimbă. Povestea vieții mele reprezintă autobiografia semnată Goldstein. El este un autor al cărții Rațiunea ale inimii. În paginile vieții lui, autorul ne spune cum a trecut de la nebunia tinereții la maturitatea gândirii, de la păgânism la creștinism, de la ocult la Hristos. Goldstein a ars romanul de ficțiune lucrat în ani de zile pentru că așa i-a cerut Dumnezeu. Eu cred că fiecare avem câte un roman de ficțiune la care am lucrat ani de zile și pe care trebuie să-l ardem, pentru că așa ne spune el. La un moment dat, Iisus va veni la ușa inimii noastre și ne va întreba, pot să intru? Dar dacă romanul e încă acolo, degeaba deschidem ușa. Alegerea ne aparține întru totul. Purtat de soția mea este în același timp o poveste de dragoste și una de credință. Este povestea vieții lui Kazutoshi Mitsuhashi. La 3 ani este afectat de poliomielită, picioarele și bazinul fiindu-i paralizate. La aceeași vârstă își pierde și mama. La vârsta de 14 ani își pierde tatăl, iar după 8 luni își pierde și cea de-a doua mamă. Având un spirit întreprinzător și fiind luptător din fire, reușește să treacă peste greutățile vieții. Ajunge să cunoască creștinismul, se hotărăște să devină pastor. Apoi, după nu puțin timp, se căsătorește cu doamna Yukiko, care îl poartă în spate pentru tot restul vieții. Această carte ne prezintă o dragoste și o credință ce au depășit toate obstacolele. De aici am învățat că, având un ca unic sprijin pe Iisus Hristos, poți să depășești toate limitările vieții. Degeaba cântă cucuveaua. Citind această carte, am realizat ce război a cer poată Satan împotriva noastră și împotriva lui Dumnezeu. Mi-am dat seama că pentru acest timp în care trăim, Iisus s-a pus între noi și păcat ca o pavăză a neprihănirii. Este o carte de mare valoare, deoarece prezintă date despre cultul morților față în față cu Biblia, demolând cărămidă cu cărămidă toate reziile acestui cult păgân. Cartea care mi-a plăcut cel mai mult a fost însă Mâine o nouă zi, scrisă tot de Lucian Cristescu. Este relatată sub formă de povestire, ușor accesibilă și pentru mine plină de lucruri noi și uimitare. Am vrut să aflu mai mult despre această carte, așa că am luat legătura cu domnul Lucian Cristescu. Mi-a trimis un mail în care răspunsurile erau mult mai amplu decât mă așteptam și ca să nu omit nimic, o să vă citesc integral tot mail-ul. În legătură cu cartea Mâine o nouă zi, sunt unele lucruri care le poate spune doar cel care a trăit evenimentele. O mică parte pot fi preluate și de către alții. Iată. Când în februarie anul acesta autorul a primit comanda de a scrie până în luna iulie o carte despre sabat, l-a apucat transpirația. În 5 luni? Imposibil. Dar se dorea o carte misionară de impact. Și a zis, nu știu, dar dacă Dumnezeu vrea, o să dăruiască el cartea. Să încerc. Inițial, gândul i s-a dus la experiențele eroilor bisericii noastre din România, din timpul legionarilor și din timpul comuniștilor. Avea la îndemână materiale de inspirație. Dumnezeu să fie lăudat că fiecare om are prieteni care le poate împărtăși gândurile și să ceară păreri. Un asemenea prieten al autorului este fratele Attila Peli, regizor și producător de filme spirituale și cu învățătură. Când autorul i-a împărtășit proiectul și direcția pe care ar fi dorit să meargă, acest prieten, venit nu de mult timp în biserică, deci obișnuit cu felul în care un om din lume privește subiectul, a obiectat. Frate, cine în lumea asta este interesat de sabat? Vrei să fie o carte misionară? Păi atunci construiește-o în așa fel încât oamenii să fie interesați să o citească. Scrie despre sfârșitul lumii și evenimentele finale, în care, vrând nevrând, oamenii vor întâlni sabatul, că sabatul nu are semnificație decât ca steaga lui Dumnezeu în ultima secvență a marii lupte. Și uite așa s-a conturat ideea construirii dramei, nu în circumstanțele trecutului, pușcările legionare sau comuniste, nici în circumstanțele prezentului, ci în cele ale viitorului. Acțiunea începe astăzi, dar imediat alunecă în viitor, se încheie cu revenirea lui Hristos. Când autorul a început să scrie, nici n-a știut ce va urma și ce personaje vor intra în acțiune. Era ca și când urmărea în minte un scenariu care se derula pas cu pas mai departe. Autorul era uluit când inspirația îl surprindea cu noi scene. De exemplu, la un moment dat, a apărut un personaj,
era nevoie de unul episodic, adică apărea și după consumarea secvenței urma să dispară. Mare a fost mirarea sa când acel personaj continua să apară în dramă cu un rol tot mai pregnant. Când autorul a ajuns la sfârșit și a privit în urmă, nu și-a putut crede ochilor ce a ieșit. Curată inspirație! Nu scrierea dramei a luat mai mult timp, ci întocmirea documentației care constituia de fapt scopul cărții. A trebuit să caute prin arhivele bogate din internet să deosebească ce este autentic și confirmat de istorie. A trebuit să se documenteze despre fiara din Apocalipsa 13 și despre fiara din pământ. Apoi despre multe alte teme, printre care toate mărturiile părinților bisericești din primul secol până între al VI-lea, cu declarațiile lor despre sabat, dovedind că sabatul n-a fost desființat de Iisus, ci a fost ținut până când puterea papală a șters din mintea creștinilor amintirea poruncii a patra. Cartea mai oferă o serie de documente de maximă valoare pentru oricine vrea să înțeleagă conflictul cu privire la legea lui Dumnezeu, la legămintele sale și în special la sabat. Acțiunea, sau drama cărții, este suficient de captivantă ca să-l țină pe cititorul neazese în tensiune până la sfârșit. Și aceasta se datorează numai și numai inspirației lui Dumnezeu. Cam atât. Domnul să fie cu tine. Ce aș mai putea spune? Citiți-o dumneavoastră cartea. Paul, îți mulțumim încă o dată că ai participat. O să ne luăm temporar rămas bun de la tine, pentru că vei reveni și cei din sală vor aștepta momentul. Mulțumim! Dacă anul trecut era în clasa a 12-a și o apreciam pentru că s-a înscris la maratonul cărților, anul acesta apreciem o studentă perseverentă, curajoasă, ambițioasă, care și-a dorit să citească și altceva pe lângă cele juridice. Oana Dorobanțu ne va prezenta cartea
Puterea aprecierii, de Mike Robbins. Mulți dintre noi ne trăim viețile înconjurați de un nor negru de negativism. Ne concentrăm cea mai mare parte a atenției pe cele mai stresante aspecte ale vieții noastre, pe lucrurile care nu ne plac la ceilalți sau pe propriile noastre puncte slabe. Cartea lui Mike Robbins, Puterea aprecierii, are ca idee principală următorul gând: concentrează-te pe lucrurile bune. El abordează totul foarte simplu și totuși relevant pentru a ne ajuta să învățăm cum să stăpânim unul dintre lucrurile ce ne aduc formarea autentică, arta aprecierii. Cartea cuprinde trei părți. Prima parte se intitulează Obsesia noastră față de lucrurile rele, țintă principală fiind aceea de a scoate din rutina zilnică a gândurilor negre îndreptate către cei din jurul nostru și către noi. A doua parte cuprinde crema acestei cărți. Aici sunt elaborate cele cinci principii, cheile pentru a reuși să deținem puterea aprecierii. Principiul 1. Fii recunoscător. Principiul 2. Alege gânduri și sentimente pozitive. Principiul 3. Folosește cuvinte pozitive. Principiul 4. Mulțumește-le celorlalți. Iar ultimul, apreciază-te pe tine însuți. Ultima parte a cărții poartă numele Aprecierea în acțiune, aceasta fiind o concluzie și totodată o provocare în viața de zi cu zi de a încerca să punem în aplicare aceste sfaturi și să avem satisfacția la sfârșitul zilei că am reușit să ne concentrăm pe lucrurile bune. Oana, noi ne arătăm aprecierea față de tine prin acest cadou. Felicitări! Pentru că este maraton, trebuie să ne mișcăm repede, repede, repede. În continuare, o altă persoană care a revenit la maratonul cărților, Loredana, fire calmă, caldă, gata oricând să sară în ajutor dacă îi se solicită. Loredana ne bucură din nou cu prezența la maratonul cărților. A citit 4 cărți, conform regulamentului, nu avem ce să îi reproșăm. Veșnicia din inimile lor, de Don Richardson, de la bine la excelent, de Zig Ziglar, Mâine e o nouă zi, de Lucian Cristescu, și Secretele comunicării, de Nancy Van Pelt. Loredana ne va prezenta în această seară recenzia la cartea Veșnicia din inimile lor. Cartea Veșnicia din inimile lor, de Don Richardson, este o dovadă fascinantă a faptului că Dumnezeu se descoperă tuturor oamenilor, indiferent de naționalitate, de cultură și de timpul istoric. Locuind 15 ani într-o regiune izolată din Indonezia, printre oamenii primitivi ai tribului Savi, autorul, pastor și doctorant în literatură, descoperă printre aceștia o serie de obiceiuri care sunt asemănătoare celor din Vechiul Testament. Și mai mult decât atât, descoperă că ei cred într-o divinitate superioară, omniștientă și omnipotentă. Deci practică o religie monoteistă. Și aceasta fără să fi intrat în contact cu vreun misionar sau cu scrierile Vechiului Testament. Mi-a plăcut în mod deosebit istoria tribului Burma din Asia. În anul 1795, un diplomat englez vizitează acest trib și, surprins de primirea călduroasă cu care este întâmpinat, află că de sute de ani burmezii așteaptă omul alb să le aducă o carte, cartea pe care strămoșilor au pierdut-o. Mai mult decât atât, ei susțin că această carte este scrisă de Zeul Suprem, pe care îl numesc Iva, și au construit chiar și niște adăposturi pe care le numeau locuri de închinare, destinate special pentru momentul când vor veni misionarii. Dacă prima parte a cărții se axează pe ideea de revelație generală, pe planul lui Dumnezeu cu popoarele la care nu a ajuns încă cuvântul său,
A doua parte aduce cu sine conceptul de revelație specială și se axează pe ideea de misiune. Dorind să demoleze prejudecățile iudeilor, Domnul Iisus acordă o atenție deosebită neamurilor. Femeia cananită, centurionul roman, femeia samariteană sunt doar câteva exemple în acest sens. Mai mult decât atât, Iisus le dă ucenicilor din vremea sa și din vremea noastră o misiune specială și anume, duceți-vă și faceți ucenici în toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Recomand cu căldură această carte, Veșnicia din inimile lor, de Don Richardson, pentru subiectul interesant și pentru mesajul consistent, deopotrivă teologic și istoric, mesaj care ne transmite două lucruri esențiale, și anume, Dumnezeu a pus gândul veșniciei în inimile tuturor oamenilor și ne dorește ca noi, cei care avem revelația specială, să ducem mesajul său până la marginile pământului. Amin. Dana, de asemenea, îți mulțumim pentru participare și te mai așteptăm și la ediția următoare. Mulțumim și noi. Un suflet cald, un zâmbet prietenos, o mână întinsă gata să ofere ajutor. Așa este Sara, cea care știe că Iisus este cel care poate da cele mai prețioase învățări. A studiat pentru maraton cartea Viața lui Iisus, dar a ales să accentueze ideile pe care le-a prezentat Bogdan și ne spune că Iisus este totul prietene. Vă întrebați de multe ori de ce noi, tinerii, botezați sau nebotezați, venim și plecăm de la biserică implicându-ne foarte puțin sau deloc în activitatea bisericii. Citind cartea Iisus este totul prietene, am descoperit câteva puncte esențiale în dezvoltarea caracterului nostru de tineri creștini. Când venim la biserică, ar trebui să căutăm mai întâi dragostea lui Hristos și nu respectarea unor reguli. Când ne împiedicăm în drumul nostru, cine va fi acolo să ne sprijine? Oamenii care stau pe scaune lângă noi în biserică sau Hristos, dacă îl acceptăm ca cel mai bun prieten al nostru? El a murit în locul nostru pentru că ne-a iubit. Noi cum am putea să nu-L iubim? Convingerile și convertirea sunt cuvinte care sună asemănător, dar care au înțeles total diferit. Convingerile se limitează la doctrină, în timp ce convertirea vine în urma unei experiențe personale cu Dumnezeu. Odată convertiți, Dumnezeu pune în noi firea lui Hristos. Dar dacă avem firea lui Hristos, nu înseamnă că firea păcătoasă nu mai este sau că lupta dintre cele două a luat sfârșit. Câmpul de bătălie al celor două firi este mintea noastră, pentru că ea este voința noastră. Dacă ne cucerește mintea, ne cucerește viața. Nu este păcat să fii ispitit, dar este păcat să cedezi ispitei. Pentru că nu poți alege să fii ispitit sau să nu fii, însă poți alege dacă cedezi sau nu ispitei. Satana ne atacă acolo unde suntem mai slabi, dar Dumnezeu este mereu gata să ne ofere ajutor. Să fim perfecți, pentru Dumnezeu înseamnă să umblăm cu El. Rugăciunea este conversația cu cel mai bun prieten al nostru, Iisus. Biblia este scrisoarea de dragoste din partea lui Dumnezeu pentru noi, nu doar o carte istorică. Citind-o astfel, nu ne vom plictisi. Dumnezeu urăște păcatul pentru că ne îndepărtează de El, de cel mai bun prieten al nostru. Și ultimul punct, nu contează în ce credem, ci în cine credem. Recomand această carte tuturor celor care vor să fie prieteni cu Iisus. Felicitări, Sara, te așteptăm și la ediția 3. Mulțumesc! A venit momentul zero al
maratonului. Vom fi supuși la un test, cel puțin eu. Raluca Morcov, următoarea noastră concurentă, a citit un manual de dicție, 6 sași în 6 saci. Și o să vedeți dumneavoastră că vor fi mai multe exemple de astfel de teste de dicție. De asemenea, Cum să fii cel mai bun prieten, de John Townsend, Viața ca un sunet, de Naomi Stramer, și Căminul adventist, de Ellen White. Raluca, de-abia așteptăm să ascultăm ce ai pregătit. Șase sași în șase saci este un manual de dicție, o carte menită să îmbunătățească vorbirea. Scriitoarea Carmen Ivanov a fost supranumită o avocată a limbii române vorbite corect, clar și nuanțat. A fost o adevărată provocare să încerc să citesc ceea ce era scris aici. Aș vrea să vă citesc un scurt paragraf din Căminul Adventist și să vă reamintesc ce învățături ne-a lăsat Ellen White. Citez. Vorbirea este un talent. Vorbirea este un talent încredințat și ar trebui folosit pentru ajutorarea, încurajarea și întărirea semenilor noștri. Fiecare cuvânt rostit de tata sau de mama are o influență asupra copiilor, spre bine sau spre rău. Îngerii aud cuvintele care se rostesc în cămin. Părinții trebuie să-și învețe copiii să vorbească atât de clar încât cei care îi ascultă să poată înțelege fiecare cuvânt. Ei trebuie să învețe să citească Biblia clar, pronunțând distinct fiecare cuvânt, într-un mod care să-i aducă onoare lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Recomand această carte tuturor acelora care vor să dea un răspuns diferit de cel al lui Moise. Când Dumnezeu ne va trimite în lucrarea sa, să nu spunem, Doamne, limba mi este încurcată, caută pe altcineva, ci să spunem, da, Doamne, pot să vorbesc și altora despre tine. Pe ecran vor fi afișate câteva exerciții de dicție și invit pe cei cărora le-am stârnit curiozitatea să încerce să reproducă în șoaptă sau să își noteze pe o foaie în scurta pauză muzicală ce va urma. Thank you.
V-am spus că ne-am confruntat cu mai multe probleme înainte de acest maraton. Unii participanți s-au îmbolnăvit, alții au plecat din țară. Este momentul celui care a trebuit să plece. Este vorba despre Alex Goga, este în Olanda. Și totuși și-a dorit foarte mult să fie în această seară cu noi. Avem un mesaj înregistrat. Sunt sigur de asemenea că și el ne urmărește pe internet. Și ne bucurăm pentru acest lucru. A citit pentru Maratonul Cărților Van Gogh biografie, Ultimul canibal de Anna Botta, Evreii, Dumnezeu și istoria de Max Dimont și Mâine e o nouă zi de Lucian Cristescu. Vom urmări un clip cu prezentarea lui Alex. Mai întâi încep cu cărțile pe care le-am citit, anume Evreii, Dumnezeu și istoria, Viața lui Van Gogh, Ultimul canibal și Mâine e o nouă zi. Sincer să fiu, toate mi-au plăcut, iar nu pot să aleg care carte mi-a plăcut cel mai mult, fiindcă sunt diferite din punct de vedere tematic. De aceea am ales să spun câte ceva despre fiecare. Voi începe cu cartea Evrei, Dumnezeu și istoria. Foarte interesantă, ea combină numele plictisitoare ale evreilor cu o vedere de ansamblu fascinantă, uimindu-te cu faptul că nu o poți lăsa din mână oricare ar fi subiectul pe care îl are în vizor. Dintre toate civilizațiile, singurele care există de la începuturi au fost evrei, chinezii și hindușii. Dar dintre aceștia evrei au trăit în timpurile cele mai grele. Au supraviețuit? Da, ba încă oriunde mergeau prosperau. Și chiar așa, cum nu au devenit mahomedan creștin mai pe scurt, cum și-au păstrat religia și limba? Iată câteva dintre întrebările la care vei găsi răspunsuri. Toată istoria evreilor cu religiile, ocupațiile, suferințele și bucuriile lor sunt prezentate în această carte într-un mod în care nu o să mai uiți vreodată. Cea de-a doua carte, Viața lui Van Gogh, are natură psihologică, toate evenimentele din viața lui fiind legate de starea lui spirituală. Știați că Van Gogh, adică marele pictor olandez, a fost nu numai pictor, ci și misionar? Da, un misionar printre cei din sudul Olandei, a iubit oamenii identificându-se cu ei în toate activitățile lor. Probabil că dragostea pentru oameni a fost sădită în sufletul lui de tatăl acestuia, care era pastor protestant. Vă provoc să citiți cartea și să aflați cum acest geniu în artă a putut să fie atât de aproape de oameni, prin arta sa, dar și prin cuvintele și faptele sale. Cea de-a treia carte, Ultimul canibal, este experiența unui antropolog adventist, Huini Botta, care a mers în Vanuatu Pacific printre oamenii Chiai, un term din munți. Ea povestește toată călătoria ei cu o rigorozitate matematică, totuși de dovadă de expresivitate și talent literar. Toate acestea combinate dându-ți impresia că ești chiar acolo. Este o carte pe care ai vrea să o citești când ești în suferință. Să-ți amintească de faptul că alții sunt bucuroși cu mai puțină hrană, mai puțină îmbrăcăminte și fără prejudecăți. Pe lângă cei din tribul Chiai, noi suntem niște regi în apartamentele noastre. Și acum am ajuns la ultima carte pentru că nu ne spune nimic din ce s-a întâmplat, nici din ce se întâmplă, ci din ce se va întâmpla. Pastorul și scriitorul Lucian Cristescu anticipează că ce o să se întâmple în viitor în cartea intitulată Mâine e o nouă zi. Acțiunea îl are în prim plan pe un judecător care primește mită și este ateu. Ajunge în închisoare datorită mitei, dar acolo îl cunoaște pe Dumnezeu. Însă întrebările legate de religie rămân și chiar se mulțesc în sufletul judecătorului când pleacă din închisoare, iar acesta vede o lume monitorizată de papa de la Roma. Este o carte ce merită să fie citită, mai ales pentru că îmbină acțiunea cu religia într-un mod pe care doar Lucian Cristescu îl poate reda. Mulțumim lui Alex pentru efortul pe care l-a făcut să și vorbească și îl salutăm de asemenea pe Maria, mama lui, știu că ne urmăresc pe internet, îi așteptăm cu bine în mijlocul nostru, de asemenea ca să-și primească cadoul simbolic din partea noastră. Îi mulțumim încă o dată. Prima dată l-am văzut pe Florin Chirilov în 2014 la Maratonul Cărților. Era fotograf.
Mă bucur că de data aceasta este și participant. Deși mult timp a citit beletristică, a început să acorde din ce în ce mai mult atenție cărților religioase și de dezvoltare personală. În seara aceasta ne va prezenta cartea Privind prin ochii lui Dumnezeu, de Georgel Pârlitu. Privind prin ochii lui Dumnezeu este o carte valoroasă de care avem mare nevoie, ba chiar avem nevoie urgentă. Subiectele abordate sunt sensibile, dar extrem de importante, cu consecințe veșnice. Orice subiect este abordat mai întâi din perspectiva omului, felul nostru de a privi, de a percepe realitatea, noi vedem și suntem convinși că vedem bine. Apoi autorul prezintă perspectiva pe care Dumnezeu o are asupra relațiilor și o face într-o manieră simplă, biblică și convingătoare. Ideile sunt simple, clare, suficient detaliate, astfel încât ne dăm seama că noi nu vedem bine, că vedem greșit. Și este chiar mai rău decât dacă n-am vedea deloc. Știm cu toții care este perspectiva biblică cu privire la aceste subiecte, dar nu ar strica să facem o scurtă recapitulare. Subiectul nenorocirilor, privite prin ochii lui Dumnezeu, analizează cele mai mari și mai grele încercări cu care ne confruntăm în existența noastră, precum și interpretările pe care omul le dă acestora. Noi, de cele mai multe ori, nu putem vedea dincolo de condiția noastră umană. Dumnezeu le vede de fapt altfel. Nu trebuie să uităm că mâna din spatele nenorocirilor este mâna diavolului. Mâna lui Dumnezeu, în schimb, oferă. Așa cum corabia lui Noe a fost ridicată pe munte de apa potopului, la fel și pentru noi nenorocirile pot avea un rol constructiv. Dumnezeu transformă nenorocirile în binecuvântări. Un alt subiect este diavolul. Diavolul nu a luptat și nu va lupta niciodată cinstit. A înșelat și va înșela. După ce înșeală, diavolul își abandonează victima. Astăzi împărțim pământul cu diavolul și îngerii lui, dar și cu Dumnezeu. Subiectul cel mai important al cărții este cum îl vedem noi pe Iisus Hristos. În vechime, oamenii îl vedeau pe Iisus Hristos ca învățător. Alții spuneau că El este fiul tâmplarului. Fariseii spuneau că este înșelător. Dar, de fapt, cine este Iisus Hristos? În primul rând, Iisus Hristos este Creator. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este Mielul, este Judecător, este Mijlocitor și este Mântuitor. Un alt subiect important este bărbatul și femeia. Din perspectiva lui Dumnezeu, bărbatul și femeia sunt egali, având doar roluri diferite. Cel mai mare dar pe care îl poți face tovarășului de viață este dreptul de a fi egali. Căsătoria, un alt subiect important dezbătut în carte. Concepția cu privire la căsătorie este una dintre cauzele suferinței în cămin. Cea mai corectă concepție cu privire la căsătorie este căsătoria Pământ Sfânt. Viața noastră nu are preț în ochii oamenilor, are preț doar dacă este vorba de viața lor. În schimb, singurii ochii în care se reflectă valoarea vieții unui om sunt ochii lui Dumnezeu. Cartea mai abordează și subiectul rugăciunii. S-a constatat că rugăciunii se acordă foarte mult timp. Foarte puțin timp. La rugăciunile noastre sunt posibile din partea lui Dumnezeu 3 răspunsuri. Da, nu și mai așteaptă. De multe ori, păcatele noastre pun un zid între noi și Dumnezeu. Un alt subiect important este Golgota. Războiul din cer și de pe pământ prezintă rădăcinile Golgotei. Iisus a îndurat totul, chiar și moartea, din iubire pentru noi. Golgota este locul unde altcineva a plătit pentru noi. A plătit altcineva, deoarece noi nu aveam cu ce plăti. Ultimul subiect din carte ne vorbește despre împărăția cerurilor. Problema nu este existența ei, ci concepția noastră cu privire la ea. Planul de mântuire, întocmit înainte de Adam și Eva, este în deplină desfășurare. Consider că aceasta este o carte clarificatoare, eliberatoare, care ne face să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu, să fim mai aproape de El, să trecem cu mai multă seninătate prin încercările vieții. Mulțumesc!
felicitări, Florin. Anul trecut am avut un ultramaratonist, extramaratonist, pastorul Dănuț Bărcăceanul. Nici anul acesta nu putea să lipsească un frate pastor din programul nostru. Așadar, este rândul fratelui Gabi, care de asemenea s-a înscris, a participat la Maratonul Cărților. Mă bucur că este în această seară alături de noi, în ciuda unor comitete. Printre comitete, comitețuri, a reușit să-și facă timp și cu mult drag va urca acum pe scenă, pe la ambon, ca să ne prezinte ce a citit și un gând așteptăm din partea dânsului. Bine ați venit! Cum doriți? Mulțumesc! Sunt încântat să particip la un astfel de program și, sincer să vă spun, sunt emoționat. Înainte de a urca aici, cineva mi-a zis, n-ar fi bine să facem un maraton și pentru persoanele mai cu experiență? Și chiar am primit provocarea și am zis da, după modelul tinerilor o să facem și noi un maraton sau poate ultramaraton, dar cineva mi-a zis poate un semi-maraton. Am putea și cu o carte? Sigur că da. M-am înscris la acest maraton al cărții tocmai pentru a încuraja pe copii, pe tineri și mi-am propus și îmi doresc ca să încurajez și prin exemplu, dar și prin cuvinte, pe cei care vor să se dezvolte, să crească mai mult, să urce pe culmile cele mai înalte ale experienței spirituale, dar și ale dezvoltării, ale dezvoltării aptitudinilor și potențialului pe care Dumnezeu ni l-a oferit fiecare dintre noi. Am avut în vedere 4 cărți. Prima carte, Descoperă-ți elementul, o carte care vorbește despre talente și despre pasiuni. Cum să le descoperim, cum să le dezvoltăm talentele pe care le avem și cum am putea să atingem potențialul acesta printr-o relație cu Dumnezeu. A doua carte, Adevărul cinstit despre necinste, este o carte mai degrabă de sociologie care un sociolog din America, un mare profesor, face mai multe studii cu privire la cinste și face acest studiu și în rândul studenților, dar și în rândul oamenilor obișnuiți, oferă mai multe teste și în cadrul acestor teste îi lasă să, după ce bifează, sunt niște teste care ei trebuie să le completeze, la final sunt rugați să spună câte a completat și după, înainte de a spune, în spatele camerei sau a locației avea un tocător de hârtie. Deci până să spună ce a făcut, se ducea cu testul, băga la tocătorul de hârtie și după aceea spunea câte a completat. Bineînțeles că a avut un grup de să zicem așa, de verificare și a constatat că oamenii spuneau foarte multe lucruri neadevărate pentru lucruri banale, să zicem așa. Și el face aluzie, face paralelă cu fiscul, cu vorbirea noastră zilnică. Ce s-ar întâmpla dacă am fi testat, să zicem, în felul acesta și câtă cinste ar fi în ceea ce spunem și ceea ce facem. Foarte interesantă cartea și provocatoare, cum îi mințim pe toți, dar mai ales pe noi înșine, Adevărul cinstit despre necinste. O carte care aș recomanda, o cultivați viziunea. Această carte, practic, este un comentariu la cartea Neemia. Dintr-o altă perspectivă, am citit mai multe cărți despre Neemia, dar asta are o perspectivă cumva mai tinerească și mai modernă. Planul lui Dumnezeu pentru cultivarea și păstrarea viziunii personale. Și ultima carte, În aerul rarefiat, este ceva similar cu ultramaratonistul. Este o carte care vorbește cum să atingem cele mai înalte culmi și e vorba despre cucerirea Everestului. Este experiența tragică din 1996 când 4 dintre acești cățărători pe acoperișul planetei încheie viața într-un mod nefericit, dintre care cei 2 conducători de grup
cei mai specializați și mai recunoscuți alpiniști la data aceea. Robin Hall este unul dintre ei, un nou-zeelandez și încă un american, îmi scapă numele acum, care sfârșesc doar dintr-un singur considerent. Cartea scoate în evidență lipsa de umilință în fața înălțimilor, în fața muntelui. Foarte, foarte interesantă cartea. Eu vreau să apreciez programul acesta de tineret și cred că am putea să-l dezvoltăm mai mult. Cei care sunt în sală, unii dintre ei chiar își doresc și probabil că vom face și o ediție pentru seniori. O ediție pentru seniori, da, da, da. Și aș face și o provocare. Am fost sunat cu 2 săptămâni sau chiar 3 săptămâni în urmă de un prieten care m-a invitat să particip la maratonul din 2-3 octombrie, cred că a fost, nu mai țin, sau 4 octombrie. Da, da. Cred că este aici Ionuț. Unde e Ionuț? El cred că știe mai bine data. 4? Da. Am spus că nu sunt pregătit și am primit provocarea pentru luna mai. Cred că putem să încercăm experiențe noi și din punct de vedere al dezvoltării fizice, dar și din punct de vedere al dezvoltării intelectuale și spirituale. Încă o dată mulțumesc și felicitări pentru provocare. Vai de mine, cred că a trebuit să-l ofer la altcineva. Chiar dumneavoastră vi-l ofer. Vă mulțumim pentru că ați participat. Mulțumesc. Și pentru toate sfaturile și impulsurile pe care le-ați oferit. Aș vrea să întreb când va fi următoarea Noi dorim ediție. Să devină neapărat o tradiție, dar în această perioadă, în luna octombrie. Da, mulțumesc. Domnul se face. Mulțumim.
Ne apropiem de final, mai durează câteva minute programul nostru. Pentru că s-a impus și ați observat și dumneavoastră, anumite cărți s-au repetat. Am întocmit și un top cărți citite la această ediție a maratonului. Cine credeți că ocupă locul întâi? Ați sesizat? Lucian Cristescu, cu cartea Mâine e o nouă zi, a fost citită de 4 ori. Iisus e totul prietene, de 2 ori. Căminul adventist, de 2 ori. Și Confruntarea cu uriașii, de 2 ori. Ne bucurăm. Înseamnă că fratele Lucian Cristescu are priză la tine și scrierile sale sunt apreciate de noi toți. Și pentru că v-am spus pe la jumătatea programului că ne despărțim temporar de Paul, băiat cu inițiativă, tânăr cu inițiativă, cu 10 minute sau un sfert de oră înainte de program m-a contactat și mi-a spus, am selecționat câteva sfaturi, câteva impulsuri pe care să le dăm oamenilor ca să citească. Îl invităm pe Paul să ne citească. Îți mulțumim, Paul. Te rugăm. Când s-a prezentat prima dată maratonul cărților, m-am întrebat de ce este necesar un proiect de genul acesta în cadrul bisericii. Probabil acest proiect s-a născut pentru că cititul și-a pierdut valoarea reală pe care ar trebui să o aibă în viețile noastre. Aș putea să vă prezint 1001 de motive pentru care să citim, dar nu vă speriați, nu voi face acest lucru. Astăzi aș vrea să vă prezint doar câteva motive care cred că vă vor stârni interesul pentru citit, pentru participarea la un astfel de proiect. Aș vrea să înțelegeți că cititul nu este o pierdere de timp, este chiar o investiție. Îmi doresc foarte mult să puteți aprecia și să susțineți eforturile organizatorilor acestui proiect, pentru că ei au înțeles importanța cititului și promovarea acestei valori. Pentru o viață mai bună, citiți zilnic cărți în format tipărit sau în format electronic. Cititul nu dăunează sănătății. Literatura de calitate nu are reacții adverse. Se poate administra la orice oră din zi, în una sau mai multe reprize, în funcție de timpul liber de care dispuneți sau în funcție de necesități. Nu există contraindicații pentru persoanele în vârstă, femei însărcinate, persoane cu dizabilități. Se poate administra copiilor de la 0 la 12 ani sub îndrumarea și supravegherea atentă a părinților, bunicilor sau fraților mai mari. Cititul nu atrofiază mușchii. Din contră, activează și dezvoltă un set de mușchi vitali, numiți mușchii creierului. Un bărbat trebuie să aibă puterea minții mai mare decât puterea brațelor. Stimați tineri, doar un corp bine lucrat, plin de mușchi, nu va mai impresiona atunci când veți deschide gura. Stimate doamne și domnișoare, cititul nu îngrașă. Frumusețea exterioară este trecătoare și incompletă. Cititul vă transformă în persoane irezistibile, dorite și apreciate, datorită agirimii minții și a frumuseței sufletului. Citind veți combate lenea, stresul, izolarea, prostia și incultura. Cercetările amănunțite de-a lungul anilor au dovedit că cei care citesc se bucură de beneficii reale în urma acestei activități. Vă voi prezenta 10 beneficii reale ale cititului. O cultură generală vastă, exprimare corectă, fluentă și coerentă, o gândire analitică și dezvoltată, o memorie mai bună, o imaginație bogată, o sursă de informare, relaxare, poate vindeca o depresie, îmbunătățește relațiile interpersonale și alungă plictisarea și reîmpospătează mintea. Bine, bine, poate că vezi zice, am înțeles beneficiile, dar sunt o persoană foarte ocupată. Nu am timp de citit. Oare chiar așa stau lucrurile cu adevărat? Dacă ești o persoană foarte ocupată și nu știi cum să faci jos de timp pentru citit, iată câteva idei mai bune de pus în practică. Citește când călătorești cu mijlocul de transport în comun. Citește când trebuie să aștepți. Citește în loc să te uiți la televizor. Ascultă cărțile audio. Citește de dimineață. Citește în timp ce îți bei ceaiul. Renunță la activitățile doar care îți ocupă timpul. Înlocuiește alte forme de divertisment cu cititul. Citește mai ales când te plictisești. Dacă după aplicarea acestor idei tot nu ai timp să citești, ori te minți pe tine însuți, ori ceea ce faci zilnic durează mai mult timp decât ar trebui. Trebuie să înțelegi că nu sunt ideile mele. Le-am preluat de la oameni care au experiență, care le-au testat și au avut succes. La mine, aceste idei funcționează foarte bine. Poate sunt persoane cărora nu le place să citească. Există o soluție și pentru ele? Da, există. Să citească. Foama vine mâncând. Astăzi puțin, mâine puțin mai mult ca ieri și tot așa, până cât cititul va deveni un obicei bun pe care îl veți păstra toată viața. Stimați domni, stimate doamne, băieți și fete, având în vedere faptul că ați aflat care sunt efectele beneficii ale lecturii, cum puteți să vă faceți timp pentru citit și cum putem să dobândim acest obicei bun, nu vă mai rămâne decât atât. Să citiți!
Citiți mai mult, citiți mai des. Citiți cărțile care vă plac, cele care vă trezesc curiozitatea, ori pe cele din care știți că veți avea ceva de învățat. Citiți cărțile care vi le recomandă prietenii, pe cele recomandate de persoanele pe care le admirați. Citiți cărți pe care nu le-ați citit în mod normal. Citiți cărți grele, cărți care vă schimbă. Citiți mult și constructiv. Citiți și veți avea parte de o dezvoltare personală armonioasă. Cititul trebuie să fie hrana minții și a sufletului, așa cum rugăciunea trebuie să fie respirația sufletului. Domnul Iisus Hristos vă recomandă cu toată dragostea să citiți. Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Ioan 5,39. Biblia trebuie să fie pentru fiecare dintre noi cartea cea mai valoroasă, cartea cărților, pentru că degeaba trăim dacă nu citim Biblia. Și nu uitați, nu păstrați aceste informații prețioase doar pentru voi. Împărtășiți-le și altor. Mulțumesc din partea întregii sale, Paul, și te așteptăm și la următoarele ediții. Vă cerem iertare că nici de această dată nu ne-am încadrat în 60 de minute și vă promitem că vom formula cele mai scurte concluzii posibile. După ce am auzit atâtea titluri, atâția autori, mă bucur că Paul nu a uitat să amintească și autorul suprem și Cartea Cărților, Sfânta Scriptură. Să nu lăsăm să treacă vreo zi fără să deschidem această carte. În mod special, la finalul programului, dorim să mulțumim întregilor oameni care au fost alături de noi, ne-au ajutat din primul moment până în această seară. Mi-e și frică să deschid lista pentru că sigur aș omite pe cineva. Vă mulțumesc tuturor corului de tineret care ne-a încântat în această seară, echipei tehnice, Corinei Bugan care ne-a ajutat cu materialele promoționale, lui Laurențiu de asemenea, fraților pastori și tuturor persoanelor care, v-am spus, au fost alături de noi. Dumneavoastră, că ați fost în această seară și ați umplut această sală. Vă mulțumim încă o dată și vă așteptăm și anul viitor în același număr și poate chiar mai mulți. În încheierea acestui program vom intona imnul 68, Clădim pe o stâncă de mult preț. Și la final îl invit pe fratele pastor Gabi să ne conducă în rugăciunea de încheiere. Mulțumim!
Tatăl nostru din ceruri, venim înaintea Ta la sfârșitul acestui program plin de mulțumire și de recunoștință pentru bogăția de idei și pentru bogăția de informații pe care Tu ești dornic să ne le oferi în fiecare zi prin cuvântul Tău. Ajută-ne să conștientizăm nevoia noastră de hrană spirituală. Ajută-ne să conștientizăm nevoia noastră de orientare și de direcționarea vieții noastre spre ținta cea mai înaltă, aceea de a fi asemenea Mântuitorului. Și ajută-ne să găsim bucurie și plăcere în a cerceta cuvântul Tău, în a Te cunoaște pe Tine, în a cunoaște natura și creația Ta. Ajută-ne să găsim bucurie și plăcere în a înțelege știința mântuirii pe care Tu ai descoperit-o prin cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru acești tineri minunați care vor să crească pentru împărăția Ta. Îți mulțumim pentru dorința lor de cunoaștere și dorim ca prin harul Tău să creștem toți pentru împărăția Ta. Binecuvintează întreaga biserică, binecuvintează tinerii acestei biserici, binecuvintează părinții și bunicii acestei biserici și fă ca cu toții câștigați de cuvântul Tău, câștigați de Domnul Hristos, cuvântul vieții, să putem să Te urmărim, să Te urmăm aici pe pământul acesta, dar să Te urmăm și în împărăția Ta în veșnicie. Amin. Minut. V-am spus că mi-e frică să dau drumul la lista de mulțumiri. Cu siguranță că am omis. De asemenea, doresc să mulțumesc Angelicăi pentru punctele muzicale lui Ionuț. Ne-am încântat în această seară. Mai am un anunț de făcut în legătură cu ceea ce urmează. A fost un sabat binecuvântat în care educația a fost pusă la loc de cinste. Și în această seară o vom încheia cu o mică întâlnire. Practic, de astăzi dorim să redeschidem întâlnirile de tineret, OT2, cum sunt ele cunoscute. În aula 2, îi invit pe toți tinerii care au rămas în această seară aici, care au fost alături de noi, pe participanți, la o mică părtășie, care vom avea diverse discuții și vom face foarte multe planuri în ceea ce privește activitatea de tineret din biserică. Vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi și am simțit cu toții prezența lui Dumnezeu în acest loc. Vă doresc o săptămână binecuvântată. Amin.